Întâlnire cu laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2012, scriitorul chinez Mo Yan. Editura Humanitas Fiction, în colecția Raftul de Misei, a început să-l publice pe Mo Yan din 2008, cu romanul care l-a făcut cunoscut pe plan internațional, Sorbul Roșu. În 2012, chiar în momentul în care îi se acorda la Stockholm Premiul Nobel pentru Literatură, publicam în aceeași colecție marele lui roman Obosit de viață, obosit de moarte. La începutul lui 2014 a apărut romanul Baladele usturoiului din Paradis și iată acum cel mai recent roman al scriitorului chinez Mo Yan, Broaște. Invitații mei de astăzi sunt doamna Florentina Bișan, distinsă profesoară care i-a învățat chinezește și le-a indus bucuria și lecturii și plăcerea pentru literatura chineză la sute de studenți ai Universității din București, care a tradus pentru noi romanul Broaște, alături de domnia sa, profesoara Luminița Bălan, directoarea Institutului Confucius din România. Este institutul chinez care s-a înființat la București anul trecut. Domnia sa a tradus de asemenea în seria Mo Yan, a tradus Baladele usturoiului din Paradis. Alături de domnia sa, un alt profesor de la Universitatea din București, care, de asemenea, ne va traduce dintr-un alt mare scriitor chinez, Yu Hua. Este vorba despre domnul Mugur Zoda. Este echipa cea mai bună a Universității București de limbă și literatură chineză, colaboratorii noștri care ne dau niște traduceri minunate, traduceri de înaltă calitate literară și pentru aceasta permiteți-mi să-i felicit. Pentru început, i-aș da cuvântul directoarei Institutului Confucius, profesoarei Luminița Bălan.